Anul acesta s-au înscris în festivalul Concurs un număr remarcabil de filme de pretutindeni. Dacă la ediția anterioară au fost prezente un număr de 5 filme din străinătate, la ediția actuală numărul acestora s-a triplat, iar cel al filmelor liceenilor din România a înregistrat la rândui un număr crescut de participanți, peste 20. Au prezentat filme în concurs țări precum Franța, Macedonia, Luxemburg, Rusia. Din țară au trimis filme elevi din București, Constanța, Bistrița, Făgăraș, Rădăuți, Reșița, Huș, Fălticeni, Oradea și, bineînțeles, Suceava. Valoaresul ediției aniversare a fost următorul: spot publicitar cu impact social Your Life is Worth Living de Denisa Ateodoresi și Florina Boian de la Colegiul Național pentru Rare Suceava, premiul al doilea Respectați Patrimoniul Cultural de Samira Lavinia Dumea și Alin Răzvan Ștefanici de la Colegiul Național Aurelian Lazar Oradea, premiul al treilea. La această secțiune, premiul întâi nu a fost acordat. Film de scurt metraj One Night Stand de Denis Humă și Ioana Hapenciuc de la Colegiul Național pentru Rare Suceava, premiul întâi. Pactul de Alexandru Negru și Andrei Buliga de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, premiul întâi. Blind X de Cosmin Irimia și Cosmin Rusu de la pentru Rare Suceava, premiul al doilea. Orfanii de Pavel Popescu și Eduard Croitoru de la Colegiul Tehnic Media București, premiul al treilea. Recuperarea de Ana Munteanu și Ioan Streza de la Colegiul Național Radu Negru Făgăraș, mențiunea întâi. Simple cuvinte de Cristiana Terciu și Darius Țeperdel de la Colegiul Național Traian Lalescu Reșița, mențiunea a doua. La secțiunea internațională au fost înregistrate următoarele rezultate: premiul întâi Universum Rusia, premiul al doilea Ape Trauma Luxemburg, premiul al treilea Beer Plot Luxemburg. Medalia unică a fost acordată echipei formate din Costel Gabriel Nicuțari și Vasile Flutur de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava pentru filmul Revelația, realizat în cadrul probei de concurs. Jean Glas, membru în acest an a juriului internațional, a fost cea care a înmânat medalia unică. The festival, as I said, shows with the 19 teams that participated in a live mission to make films in discovering the theme. Deci festivalul VideoArt a semnat prezența unui număr de 19 echipe care au trebuit să lucreze live, cum s-a spune, în sensul că trebuie să realizeze la modul concret, imediat, un astfel de film, ceea ce s-a și întâmplat. I've never seen that in another festival. I think that's wonderful. Nu am mai văzut niciodată nicăieri niciun festival acest lucru și cred că ăsta e un lucru minunat. And I hope I can tell other people about it and maybe use it as an example. Sper să pot povesti și altora despre ceea ce am văzut aici și să le spun și să îl constituie drept un exemplu. Festivalul a fost organizat de Colegiul Național Petru Rareș din Suceava și Clubul VideoArt în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina și Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Juriul a fost alcătuit din conferențiar dr. Radu Olăreanu de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, președintele juriului, Violeta Gorgos, regizor artistic de Vereiaș, Emilian Urse, președintele Asociației Naționale a Cineclubulilor din România și Jean Glas din Franța, vicepreședinta Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori, UNICA.